Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Avem plăcerea să revină în studioul emisiunii Școala Gorjeană, dar în altă locație, domnul inspector școlar general, domnul Ion Ișfan, căruia îi spunem bun venit. Bună seara, bine v-am regăsit și pentru că suntem în casă nouă, nu mi-am dat seama, am venit cu mână goală, dar vreau să vă urez să aveți parte de o viață frumoasă, lungă și de emisiuni interesante pe care publicul să le aprecieze. Vă mulțumim și dacă dumneavoastră veniți pe cât posibil des să ne informați ce se întâmplă în învățământ, postul nostru are un specific pe cultură, pe învățământ, ne ajută și mai mult. Aș vrea să începem direct, având în vedere că astăzi a fost un eveniment important. De fapt, dacă mă gândesc bine, s-a mai întâmplat asta în ultimii ani, ca după o reuniune cu directorii să ajungeți și în studioul ENSA TV. De ce ședința de astăzi a fost mai importantă? Pentru că, și am spus eu în prezentarea, în avantpremiera acestei emisiuni, au continuat eforturile și astăzi parcă s-au și concretizat pe această idee, autoritățile școlare județene fac în continuare eforturi pentru siguranța elevilor și din punctul de vedere al ordinii publice, dar și din punctul de vedere, iată, a asigurării anti-incendii și siguranță ISU și toate celelalte. Ce ne puteți spune despre asta? Mai ales că s-a demarat, să spunem, astăzi s-a demarat un program care o să ajute foarte mult școlile și primăriile, UAT-urile, să facă aceste lucruri, pentru că avem în continuare în Gorj foarte multe școli care nu au autorizație ISU. Da, nu are niciuna. Din ce știu, autoritatea de securitate la incendiu. Vedeți, dumneavoastră, știți foarte bine, de când cu colectivul, acolo au murit oameni nevinovați, pentru că administratorii nu respectau legea din momentul respectiv. De acolo s-a ajuns să se verifice școlile, bisericile, în general toate instituțiile publice. Și cum foarte bine ați zis, pe mine m-a interesat și mă interesează foarte mult ca viața copiilor, ca viața profesorilor, ca viața părinților care vin să-și aducă copiii la școală sau să îi ia din curtea școlii, să fie sigură, foarte sigură, în interiorul instituțiilor de învățământ. Și pentru aceasta am a înfăptuit tot felul de protocoale cu principalele instituții, în special cu instituțiile Ministerului Administrației și Internelor, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Dumneavoastră știți foarte bine, în fiecare toamnă vine omul de la pompieri, pompierul care împreună cu directorul școlii sau cu administratorul de patrimoniu sau cu persoana pe care directorul o desemnează ca președinte al Comisiei de PSI, verifică instalațiile care produc căldură în școală și instalațiile electrice, tocmai pentru a preîntâmpina eventuale evenimente nedorite. Nu-și dorește nimeni să ia foc o școală cu copii în școală. Ar fi o mare problemă dacă s-ar întâmpla acest lucru în zilele noastre. Și atunci, pentru a preîntâmpina astfel de evenimente, am ținut mereu aproape de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgențe, chiar dacă, indiferent de cum se numea conducătorul instituției respective, cu un singur scop, să pregătim directorii, să pregătim personalul din școli, astfel încât în eventualitatea unei tragedii, unei calamități naturale, și nu numai ca naturale, chiar umane, să școala să poată să facă față, copiii să fie în siguranță. Și atunci am purtat săptămâna trecută o discuție cu conducătorii de la ISU referitor la faptul că s-au schimbat procedurile pentru autorizare securitate incendiu a clădirilor din instituțiile publice. Practic este mult simplificată procedura față de formele anterioare. După colectiv au fost o perioadă când o exagerare. Se exagera imens de mult și erau practic aproape imposibil de depus în aplicare măsurile respective. Practic nu numai imposibil de pus în aplicare, dar și ineficiente. N-aveai ce face cu ele pentru că
nu sunt, nu erau niște instituții în care să se folosească substanțe toxice sau să se folosească armament explozibil sau alte lucruri de acest gen. Și faptul că procedura s-a simplificat, am vrut ca acest lucru să ajungă la urechile tuturor directorilor. Acum două săptămâni sau trei săptămâni, domnul Popa mi-a zis că au discutat la prefectură cu domnii primari. Eu, în momentul când, de fapt, eu îi cerusem să facem o întâlnire comună, director de școală, primar de localitate, pentru că dacă suntem față în față, discutăm și nu mai pasăm... Da, nu se mai dă vina unul. Știți când e bine școala, ori a primarului, ori a directorului, când nu e bine, nu știi despre ce, cu cine să stai de vorbă, toată lumea fuge. Și atunci am ajuns la concluzia că e foarte binevenită o întâlnire de acest gen. Ridicăm această problemă care există în tot învățământul preuniversitar românesc și v-am rugat, știți foarte bine, mâine dimineață să mergeți către primarul localității să discutați, să mergeți cu adresă prin care să-i solicitați să facă demersuri pentru ca cei de la ISU să emită autorizația de care clădirea are nevoie. Dar în același timp v-am rugat să nu lăsați toate aceste lucruri pe umerii primarului, pentru că pe lângă învățământ un primar dintr-o localitate are și mult, mult, foarte multe probleme și atunci împreună cu primarul să cereți un reprezentant de la primărie care să vă ajute să întocmiți dosarul respectiv pe care să îl discutăm cu cei de la ISU, să-l completăm cu documentele care sunt necesare, astfel încât în cel mai scurt timp să putem să clădirile unităților de învățământ din Gur să primească acel aviz de securitate la incendiu, acea autorizație, fără de care se pare că nu peste foarte mult timp nu vom mai putea funcționa în clădirile care nu au această autorizație. Adică am vrut să stăm la masă, să stăm față în față. Domnul colonel Popa a spus destul de clar ce trebuie făcut de fiecare dintre noi și sunt convins că de mâine ce am discutat astăzi vom reuși să punem în cel mai scurt timp în practică. M-a mai interesat de asemenea și săptămâna viitoare o să demarăm întâlnirile pe grupuri de școli, pe grupuri de directori. Instruirea pe care am făcut-o și anul trecut, am făcut-o și acum 2 ani cu cei de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență în caz de dezastre, de incendii, de inundații, de cutremure și așa mai departe. Și ați văzut, au fost în sală dânsi și au zis că vor veni și dânsi și vor asigura asistență tehnică să facem un exercițiu, cel puțin un exercițiu de alarmare în unitățile de învățământ până la sfârșitul anului școlar. Ați văzut că am promis că voi veni la toate exercițiile de alarmare, indiferent de dezastrul pe care vreți să-l simulați, pentru că numai învățând copiii, învățând profesorii ce au de făcut în astfel de situații, putem să evităm sau să limităm consecințele acestor evenimente pe care nimeni nu și le dorește. Și vedeți, în media centrală se discută foarte mult de cutremure. Practic, copilul stă 6 ore din zi la școală și atunci ar fi foarte bine ca și el și în special dascălul, profesorul care e la clasă, dirigintele, directorul, să știe ce are de făcut fiecare om dacă se întâmplă o situație de acest gen. Pe lângă protocolul, să spunem așa, tot suntem la vremea protocolelor, dar în alte domenii, sau această colaborare pe care o aveți foarte bună cu și au toate școlile, de fapt, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, o colaborare foarte bună este cu Inspectoratul Județean de Poliție și este un adevăr, sau să zicem așa, un rezultat al acestei bune colaborări, cazurile de problemă, de siguranță a copiilor la nivelul școlilor din județ s-au redus drastic. Deci noi n-am mai avut cazuri, apare când și când că asta este, dar față de ce se întâmplă în țară, la noi copiii sunt în siguranță. Da, pentru că și directorii de școli și polițiștii care au în primire unitățile de învățământ sunt oameni serioși
colaborează foarte bine, indiferent de cum se numește cel care conduce instituția. Noi discutăm de la Inspectoratul Școlar Județean, am un coleg, un inspector care săptămânal discută cu domnul comisar Filip, discută problemele care apar în școli, ceea ce întreprinde poliția, ce trebuie să întreprindem noi. Vedeți, dumneavoastră, ați spus că au scăzut infracționalitatea, au scăzut evenimentele nedorite în școlile noastre, pentru că polițiștii ne ajută foarte mult. Dânșii sunt specializați, știu cum să lucreze cu persoanele care, din diferite motive, sunt certate cu legea și pe noi ne-au ajutat și ne ajută foarte, foarte mult în continuare. Important este ca relația pe care o are directorul cu polițistul care răspunde de școală să fie o relație corectă, să fie o relație normală, să se informeze reciproc despre problemele care apar în interiorul unității de învățământ și să solicite sprijinul polițistului care răspunde de școală. Acolo unde se discută, unde se au loc aceste discuții, rezultatele sunt foarte bune și probleme nu sunt în școala respectivă. Să știți că nu întâmplător am ținut această ședință astăzi, am vrut să atrag atenția directorilor de unități de învățământ că a venit primăvara, practic temperatura a crescut foarte mult, ziua s-a mărit, toată natura se trește la viață, deci omul are probleme în această perioadă și atunci trebuie să fim puțin mai atenți ca această primă trecere de la anotimpul rece la anotimpul cald să se facă în liniște, să se facă în condiții normale, să nu avem evenimente nedorite. Am cerut de asemenea să fie sigură viața copiilor în școală, directorii să ia măsuri referitoare la autoturismele care circulă în interiorul curții unităților de învățământ. Practic, după legislația în vigoare, nu se poate, nu au voie să intre mașini în curtea unității de învățământ decât în perioada când nu sunt copii, în mod excepțional pentru aprovizionare sau, mă rog, pentru alte lucruri. În rest, sub nicio formă nu au ce căuta mașinile în pauză printre copii. De asemenea, tot ca urmare a colaborării foarte bune cu Inspectoratul Județean pentru Poliție Gorj, am aflat că sunt ceva probleme, că au crescut furturile în unitățile de învățământ, copiii au tot felul de tentații și trebuie mult mai bine supravegheați. Am vrut să spun aceste lucruri, îmi pare rău că domnul comisar n-a putut să fie prezent azi, că probabil vă spunea mult mai multe lucruri, dar eu sunt convins că după această întâlnire, foarte mulți dintre colegii noștri vor fi mult, mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în unitatea de învățământ și vor lua cele mai bune măsuri, astfel încât niciunul dintre copiii noștri să nu aibă probleme de sănătate. Nu, cu siguranță e o colaborare bună și pe partea cealaltă a frecvenței copiilor, a frecvenței elevilor la școală, față de alte județe. Gorjul este între județele cu cel mai scăzut nivel de abandon școlar. Mă bucur că aud așa ceva, n-am făcut o statistică, dar probabil că măsurile care le-am luat în 2012, în partea a doua anului, în 2013, atunci când aveam patrule mixte cu Inspectoratul Județean de Poliție Gorj, cu Jandarmeria Gorj, subofițeri de poliție și profesori, directori de unități de învățământ care mergeau și vizitau barurile din apropierea școlilor, și dacă atunci găseam elevi în timpul lor în unitățile respective, practic acum îi găsim la ore și nu poate decât să mă bucure că, așa cum spuneți dumneavoastră, Gorjul se găsește printre județele. Da, suntem în ultimile 10 județe, 32 sau 33 din 40, un rezultat bun. Ne străduim să ținem copiii la școală, să învățăm carte, pentru că știți foarte bine, ai carte, ai parte. Suntem în plină perioadă de simulare a examenelor naționale.
care este situația la Gorj după prima probă, pentru că a doua abia mâine se desfășoară, și în același timp care este barometrul pe care ni-l oferă simularea pentru examenele naționale din vară. Da, eu m-am bucurat în prima fază, știți că am fost printre cei Gorjul, printre primele județe în 2013, am organizat simulare la nivel județean, practic atunci nu se făcea la nivelul întregii țări, pentru că am vrut ca tinerii noștri să ia contact cu rigorile metodologiei, nu în momentul susținerii examenului, ci cu puțin mai devreme, pentru că metodologia e bine să ajungă la urechile tuturor, să o cunoască și colegii noștri care organizează într-o formă sau alta examenele din vară, să o cunoască mai devreme, să se familiarizeze cu ea, cât și candidații, pentru că este foarte important ca tinerii noștri să înțeleagă că dacă nu învață carte, nu pot să promoveze examene. Sub nicio formă, nici examenul de evaluare națională și nici examenul de bacalaureat. Și am cerut ca în unitățile de învățământ, unde se organizează aceste simulări, să fie acordată toată atenția și să fie, în primul rând, respectată atât metodologia de organizare a examenelor din vară, cât și procedurile după care aceste examene se organizează și să filmeze, să înregistreze atât video cât și audio, tot ce se întâmplă în sala de simulare, îi spunem acum, care va fi identică cu sala de examen din vară. Și am observat că oamenii o tratează foarte serios această problemă. Ieri, la paralteri, la simulare, la limba română, fiind deja eliminați doi candidați cred, din... Cred că primul an când sunt eliminați la simulare. Și trecut am eliminat la simulare, au eliminat, da, pentru că, vedeți dumneavoastră, profesorul vine la oră, își face treaba, își dă interesul și atunci elevul trebuie să trateze cu seriozitate ora de curs și să își însușească cunoștințele care îi sunt predate. Pentru că nu ne dorim să avem la vară procente mici, dar nici să avem copii care copiază la examenele din vară. Deci, sub nicio formă, echipa de la inspectorat nu va tolera astfel de lucruri. Practic, așa cum am spus-o în fiecare an, toleranță zero față de cei care vor să fraudeze examenele din vară. Ce mai putem face? Putem valorifica, pentru că subiectele sunt după formatul celor care vor fi în vară, practic se verifică o mare parte din materia pe care trebuie stăpânită pentru examenul propriu-zis. Deci ne putem da seama cam la ce nivel se găsește fiecare dintre elevii care vor susține examenele în vară și sunt convins că directorii de școli împreună cu inspectorii de specialitate și cu catedrele din școli, comisiile metodice sau efectiv profesorul care lucrează la clasă vor reuși până în vară să îi aducă, dacă nu pe toți, pe majoritatea elevilor la minim la nivelul 5, astfel încât rezultatele să fie foarte, foarte bune și copiii să fie bucuroși la vară. Știți ce frumos este când ești afișat pe geam și te găsești printre cei care au promovat examenul respectiv. Când vor afla atât elevii și părinții rezultatele? Deci, conform metodologiei, 31 august este, martie este data la care trebuie să afișăm. Eu am promis azi în sală că o să întreb la videoconferință ce se întâmplă dacă terminăm de corectat mai devreme, adică să nu stăm să pierdem o săptămână, cel puțin, pentru că, din ce am înțeles azi în sală, noi undeva marți, miercuri am fi gata cu corectura. Deja româna probabil e corectată. E corectat, deci marți, miercuri am putea avea totul corectat și am putea afișa. O să întreb
zilele astea, o să pun și un mesaj pe grupul inspectorilor școlari generali, să întreb, pentru că la videoconferință am avut ghinion că s-a luat curentul la inspectoratul școlar. Practic a fost o celulă care a căzut, CEZ-ul a venit, au schimbat, a durat aproape o oră și jumătate. Dar au fost operative, au venit și au schimbat foarte repede și am avut curent în continuare, așa că n-am putut să discut cu, și acum am promis în sală. Dar mâine mă interesez, discut cu cei care pot să ne dea relații din minister și vă voi comunica, pentru că mă interesează să profităm, să câștigăm de fiecare zi, pentru că ne așteaptă în continuare vacanță, sărbătorile de Paști, sărbătorile de Mai și uite așa ne trezim că ajungem la finalul anului școlar și faptul la debutul examenelor de sfârșit de ciclu. Nu întâmplător, emisiunea de astăzi se numește Starea Învățământului Gorjean. La această oră, dumneavoastră oricum sunteți obișnuiți să faceți această stare și oficial prin documente la sfârșitul fiecărui semestru. În același timp, cine știe mai bine situația Învățământului Gorjean la un anumit moment decât inspectorul școlar general și echipa pe care o are la inspectorat. Dar o să traversăm puțin partea de actualitate strict pe partea administrativă, o să revenim la ea, pentru că tot la sfârșitul acestei săptămâni dumneavoastră ați avut o întâlnire cu Simeon Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, cea mai importantă federație și unde sunt și sindicaliștii din Învățământul Gorjean. Ce ne puteți spune despre întâlnire? Pentru că o avem și un scurt interviu pe care o să-l difuzăm după aceea. Da, o întâlnire. Eu, înspre știți, noi am avut vineri, am sărbat femeile care lucrează în învățământ. A fost o zi dedicată în a doua parte. Și o sărbătoare deosebită din ce femeilor și o sărbătoare așa cum merită colegele noastre din învățământ. Practic, foarte mulți oameni s-au simțit bine la petrecerea dascălilor. L-am invitat și pe domnul președinte Hăncescu să participe. Mi-a promis că vine cu mare drag, numai că știți foarte bine, săptămâna trecută s-au purtat negocieri la Ministerul Muncii, la Guvern, pe salariile profesorilor. Și pot să vă spun, am spus și dânsului, l-am și felicitat, am și mulțumit pentru stăruința de care a dat dovadă și, datorită luptei sindicale, a reușit ca în învățământ salariile să crească, să ajungă la un nivel pe care, cred că în 2010, niciunul dintre noi nu spera că o să ajungă. L-am rugat în continuare să aibă grijă de salarizarea noastră, mi-a promis că se vor face lucruri frumoase în învățământ, dar ce ziceam și eu dimineața la întâlnirea cu directorii, de la dumneavoastră am aflat că și premierul a cerut public ca noi să trecem să ne facem treaba, să crească calitatea învățământului preuniversitar românesc. Deși dânsul îmi spunea că acum sunt salarii cât de cât omenești, vor crește în continuare salariile, vom fi printre cei care vor beneficia de creșteri substanțiale, dar rugămintea dânsului și rugămintea mea a fost și astăzi în sală, o să rămână în continuare, permanent, să creștem calitatea învățământului preuniversitar din țară și special din județul Gorj. Eu am spus-o mereu, dacă la vârf, la nivel de performanță, am rezolvat în mare parte problema, avem copii care merg la olimpiadele naționale, chiar la olimpiadele internaționale, ne reprezintă cu cinste, vin cu premii, cu locuri fruntașe, rămânem totuși datori la partea cealaltă, acolo unde sunt cei mai mulți sau foarte mulți din elevii noștri, care sau pentru care trebuie să depunem eforturi sporite, ca și ei să ajungă oameni de bază în societatea românească. L-am rugat pe domnul Hăncescu și o să o fac și la prima întâlnire cu inspectorii școlari generali, dacă tot se discută de o nouă lege a educației, sunt tot felul de discuții, adică am și lansat un spațiu public ca dacă se modifică legea, pentru copiii din mediul rural sau
minimul dintr-o clasă, în special învățământ primar și învățământ gimnazial, să fie diferit în rural față de urban. Adică am cerut ca undeva, dacă în momentul de față 12 sunt numărul minim de copii în clasă la învățământul primar și gimnazial, am cerut ca în mediul rural să facă demersul să studieze și dânsi să găsim o formulă astfel încât în mediul rural numărul minim de copii în clasă să fie 8 sau 10. Sau 9. Deci undeva, pentru că din ce văd, se cam stabilizează undeva pe 8, 9, 10, o generație de copii din marea majoritatea localităților din mediul rural din județul Gorj. Și atunci, în dorința de a asigura condiții egale, acces egal la educație și pentru copiii din mediul rural, l-am rugat pe domnul președinte să gândească și dânsul la această problemă și de ce nu în viitoarea legea educației să găsim cumva prinsă într-o formă sau alta acest aspect ca pentru școlile din mediul rural, ciclu gimnazial cel puțin, să avem minim 10, 9 sau poate chiar 8 copii în clasă, pentru că vedeți, e foarte greu să faci învățământ la simultan. Și atunci, cred că am ajutat foarte mult mediul rural din România. Noi, Gorjul, să știți că suntem un județ cu foarte puține probleme din acest punct de vedere. Sunt județe în țară unde sunt foarte multe probleme, cum e Tulcea, cum e Brăila, unde sunt localități izolate, se circulă cu barca în Tulcea, deci practic e destul de greu. Dar așa cum reușim și sunt cereri în învățământul urban, mediul urban, sunt cereri pentru clase cu efective mai mari de 30 de elevi, sunt convins că vom găsi sau se va găsi o modalitate astfel încât școala din mediul rural să nu moară. O să continuăm discuția noastră, o să rog colegii din regie să dea drumul și la aceste impresii pe care le-a avut domnul Simion Hăncescu după întâlnirea de la Gorj. Da, particip astăzi la o întâlnire a liderilor de la USL Gorj, care are principal scop un curs de formare organizat de Federația Sindicală de Învățământ pe tema dialog social. O temă foarte importantă și orice lider de sindicat trebuie să stăpânească foarte bine această artă a dialogului, pentru că el trebuie să fie prezent în permanență. Dacă mă refer la atât la unitatea de învățământ, cât și la nivel de inspectorat școlar. Și am profitat de această întâlnire și am prezentat liderul de sindicat și alte probleme ale sistemului de învățământ. Principala fiind cea legată de evident, de salarizare, pentru că este o temă care este în ordine zile și pe care noi tratăm cu maxim atenție. Legat de salarizare, aici lucrurile sunt că în momentul de față sunt discuții în stoi. Au fost primele negocieri în astea muncii și așa cum stau lucrurile în acest moment, sperăm că învățământul se va regăsi în această vigilă într-o poziție așa cum trebuie, care să demonstreze că este un sector important pentru România, pentru că trebuie să recunoaștem, din păcate, în ultimii 27 de ani, salariile în acest domeniu au fost foarte mici și sunt în continuare. Sperăm ca în noua lege, de adevăr, să învățământ, să fie o creștere chiar peste media anunțată de sectorul bugetar în următorii 4 ani. Legat de resalizării, ar fi trebuit să apară mult mai demult. Mă amintesc faptul că s-a făcut un proiect de lege din anul 2010, legea numărul 4, din timpul guvernării Boc, dar din păcate nu a fost aplicată și s-a lucrat timp de un an de zile, s-a lucrat oricum după modelul resalizării din Germania și erau principiile stabilite corect. Dar, invocându-se criza financiară, din 2011 până în prezent, această lege a rămas în țărtar.
s-a reluat în anul 2015 această lege a în timpul Ministeriatului doamnei Romana Crum. Un proiect de lege la care s-a lucrat câteva luni de zile, dar s-a întâmplat și s-a întâmplat, guvernul Ponta a plecat și am luat-o la capăt în 2016, numai că viziunea tehnocrației a fost făcută alta. Chiar dacă s-a angajat în Parlament guvernul Cioloș că va elabora legea salarizării, ea nu a apărut, sau dacă au apărut anumite proiecte, ele au fost nemulțumitoare. Viziunea lor a fost cu totul alta și cel puțin înainte de finalizarea guvernării Cioloș, în proiectul gândit de ei ar fi urmat să fie o creștere de 33% a salariilor în 6 ani. Evident că această variantă a fost neagreată de noi și lucrurile au fost reluate după alegeri din decembrie 2016. Sperăm că această lege la care se lucrează acum și care urmează să fie adoptată de Parlament până la finalul lunii iunie să fie și aplicabilă, pentru că este într-adevăr un efort financiar suplimentar față de actualele costuri de 32 de miliarde per total. Deci, progresiv, 2018-2019, 2020-2021, cheltuielile trebuie să crească 32 de miliarde per total sectorul bugetar. Și rămâne așa, cum spuneam, să vedem în final care va fi forma acestei legi. Cel puțin declarativ, cei care guvernează acum au afirmat că salariul în învățământ și sănătate vor crește într-un procent mai mare, pentru că sunt două domenii, într-adevăr, extrem de importante pentru orice țară. Dacă nu ai salarii mari pentru învățământ sau decente, evident că nu se poate pune problema selecției. În momentul de față, legea după care funcționează învățământul este legea 1 din 2011, lege pe care noi am contestat-o în momentul apariției. De ce? Pentru că ea știm cum a fost adoptată prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului. Și viața a demonstrat și realitatea a demonstrat că are multe lacune, ea fiind modificată prin multe acte normative ulterioare. Motiv pentru care se impune că ca actuala conducere, actuala guvernare, să elaboreze un nou proiect de lege și am sugerat ca acest proiect de lege să fie făcut cu consultarea tuturor instituțiilor statului, de la administrație prezidențială. Știm foarte bine că administrația prezidențială are un program. Nu trebuie să facă lucrurile separat, trebuie toată lumea să stea la aceeași masă și să iasă în final o lege bună, repet, lucrată cu specialiști, cu Academia Română, cu reprezentanți de partidul politic, cu elevii, studenților, părinților, cadrul didactice, care să fie supusul unei ample dezbatere și să fie, poate se întâmplă minunea, să facem o lege să fie valabilă măcar pentru o generație. Din păcate, în România, legile au fost foarte des schimbate, modificate. Legea 84 din 95 a suportat 10 de modificări până la legea 1 de care spuneam și trebuie regândit de mult din actuala lege. Dacă vreți concret, trebuie să vedem, să regândim modul de accedere în liceu, de exemplu, și în facultate, modul de regândire a examenului de bacalaureat, pentru că este lacunar acum și, în opinia noastră, trebuie gândit un examen pe mai multe paliere, să fie un tip de bacalaureat pentru cei care vor să acceadă în învățământul superior, să spunem, la medicină, drept și alte facultăți, să fie un alt examen de bacalaureat pentru cei care vor să meargă în învățământul superior tehnic, să fie un examen de bacalaureat pentru învățământ vocațional și, de ce nu, și pentru cei care vor pur și simplu să rămână cu, după terminarea studiilor liceale, să intre direct în câmpul muncii. Pentru că România, așa cum se întâmplă în toate țările civilizate, are nevoie de o forță de muncă bine calificată. Din păcate, în momentul de față, se constată, este un deficit enorm de forță de muncă bine pregătită. Meseriașii din România, în momentul de față, prestează în alte țări. Avem peste 3 milioane de români. Cei care erau specialiști în domeniu, în fiecare domeniu, care lucrează în alte țări. Și trebuie revigorat învățământul profesional, învățământul dual, dar pentru aceasta trebuie investit și sperăm ca
acea prevedere din legea actuală, care nu s-a aplicat în 2011, de când am apărut legea, și anume învățământul să primească minimum 6% din PIB, să se ajungă odată să fie tradus în practică, pentru că are nevoie învățământul de bani mulți. O componentă importantă a activității Federației Sindicatelor Libere din Învățământ este formarea profesională. În acest sens am format Centrul Național de Formare în cadrul Federației și în cele 8 centre regionale avem câte un centru regional. Centrul Regional Craiova desfășoară activitate pe raza județelor Dolj, Gorj, Olt, Mehedin și Vâlcea. Astăzi, la întâlnirea cu colegii de la Gorj, pe lângă activitățile specifice care le-au desfășurat, vom desfășura, de fapt vom începe un curs de dialog social și leadership educațional, care va fi finalizat mai târziu în alte întâlniri care le vom avea la Târgu Jiu. Pot să amintesc că la Gorj am susținut până acum 3 cursuri de formare în localitatea Novaci pentru colegii din zona Novaci. Ne aflăm în derulare cu 2 grupe la Motru și, funcție de timpul disponibil, vom continua și în alte zone. Revenim în direct. A fost interviu pentru condițiile tehnice n-au fost din cele mai bune, din păcate. Când o să mai avem ocazia cu domnul președinte al FSLI-ului sau cu ceilalți lideri, o să facem o emisiune specială. Mergem mai departe în discuția cu domnul inspector școlar general Ion Ișvan. Aș vrea să vă întreb, și ați deschis puțin discuția mai devreme, despre mesajul pe care l-a dat și premierul astăzi, premierul Grindeanu, acela care că după eforturile făcute și eforturile care vor continua pentru dascăli, să se îmbunătățească și calitatea. Știm că la nivelul Gorjului suntem printre puținele județe unde școlile au trecut printr-o evaluare a RACIP în urma unui proiect finanțat cu fonduri europene. Da, am reușit să asigurăm ca majoritatea unităților de învățământ să funcționeze legal și din punctul de vedere al legii calității. Această lege ne obligă ca o dată la 6 ani să aducem o instituție acreditată să evalueze calitatea actului educațional din unitatea de învățământ respectivă. Practic, ea este în vigoare din 2006. Am reușit în 2016 cam 85% din unitățile de învățământ din Gorj să fie evaluate de Agenția Română de Evaluare a Calității în Învățământul Preuniversitar și dânsii să confirme ceea ce eu știam foarte bine, că în școlile din Gorj se face carte și la un nivel destul de bun. Mult mai bun decât prin alte părți, pentru că, vedeți dumneavoastră, de aia nici nu ceilalți nu și-au dorit să aducă experții Agenției de Române de Evaluare a Calității în Învățământul Preuniversitar să fie evaluate unitățile de învățământ. Dar eu, așa cum v-am spus, mă interesează și m-a interesat și mă va interesa și mai mult în continuare ca directorii de unități de învățământ să respecte cu strictețe legea educației și, mă rog, metodologiile care pun în aplicație, în aplicare această lege, pentru că îmi doresc ca în fiecare an rezultatele pe care le obțin copiii noștri să fie dintre cele mai bune. Și pentru asta facem destul de multe eforturi. Pot să vă spun că în momentul de față unitățile de învățământ, sau cel puțin la 31 decembrie, deci au intrat în anul 2017 fără niciun fel de datorii. Practic am avut grijă ca unitățile de învățământ să nu aibă datorii. Să le creăm condiții astfel încât copiii să poată să învețe carte în condiții bune. Adică dacă înainte lemnele le plăteau după 2 ani sau le aduceau în școală în timpul iernii, la începutul decembrie, în luna noiembrie, acum sunt unități de învățământ care au lemne de 2 ani de zile aduse, unități de învățământ care își le aduc din primăvară pentru iarnă și așa mai departe. Deci, practic, am reușit să rezolvăm problemele
de administrative ale unităților de învățământ. Sunt convins că cu ajutorul primarilor, pentru că nu se poate face nimic fără primari și toată lumea e surprinsă de relația pe care eu o am cu primarii din localități. Indiferent de culoarea politică. Nu m-a interesat, copiii nu au culoare politică, iar primarii sunt oameni care pun suflet și muncesc pentru școlile din județ, iar eu i-am apreciat și apreciez tot timpul pentru că împreună am reușit să facem lucruri foarte bune și sunt convins că acum, cu sprijinul lor, de fapt, v-am cerut să mergeți mâine dimineață, să discutați, să invitați la o cafeluță la școală și să stați cu ei de vorbă și împreună să luați cu dumneavoastră și să rezolvați și problema autorizațiilor de securitate la incendiu. Tot astăzi, dumneavoastră, o să trec peste acest subiect, dar tot astăzi, dumneavoastră, anunțați un proiect foarte important referitor la ce urmează, la opțiunile absolvenților de clasa 8-a sau de clasa 12-a, ce urmează pentru învățământul superior. Ați anunțat în premieră, cel puțin pentru Gorj, un târg educațional la nivel de învățământ superior. În același timp, pe această relație, aș vrea să vă întreb și ce facem cu învățământul profesional, ce pregătiți pentru învățământul profesional, pentru că, deși se fac eforturi și dumneavoastră ați făcut eforturi foarte mari în ultimii ani, încă este cenușăreasă. Deci nu, încă părinții nu sunt conștienți de ce avantaje aduce pentru elevii acest învățământ profesional. Da, vedeți dumneavoastră, aveți dreptate, părinții nu că nu sunt conștienți, eu zic că părinții sunt foarte conștienți și știu foarte bine ce vor pentru copiii lor. Faptul că învățământul profesional s-a încercat forma de 2 ani, am revenit la forma de 3 ani, nu are finalitate, pe părinți nu-i încântă acest lucru. Practic, dacă nu reușesc să angajeze copilul la sfârșitul învățământului profesional, deci după ce a absolvit cei 3 ani de învățământ profesional, copilul nu se regăsește, nu e angajat de o firmă sau de altă firmă, practic părintele rămâne cu copilul acasă și nu se întâmplă nimic. Practic îl are în continuare, îl ține acasă și trebuie să îl întrețină. Am înțeles că și sunt convins că asta e cea mai mare problemă a învățământului profesional, faptul că nu are finalitate și am reușit să găsesc oameni cu suflet mare, unul dintre ei sau cel care m-a ajutat și m-a dat încredere că se poate, e domnul Viorel David, pe care toată lumea îl cunoaște, directorul de la Artego din Târgu Jiu, cu care am discutat și azi m-am întâlnit cu oamenii dânsului, au fost în această dupămasă la mine, să discutăm, să și încheiem parteneriatul, protocolul cu fabrica de cauciuc și să școlarizăm pentru dânsii o clasă de învățământ profesional în specializare sau meserie de sudor și de lăcătuși și strungar. Deci, practic, cei de la cauciuc au nevoie și școlarizează 28 de copii în meseriile pe care vi le-am spus anterior. Practic, vor face contract cu copiii și îi vor angaja la sfârșitul învățământului profesional. E un mare lucru că cineva cu un suflet atât de mare se gândește să facă aceste lucruri pentru tinerii din Gorj, dar să știți că am discutat și spre norocul nostru, sunt Gorjul a dat bărbați deștepți, să știți, bărbați de calibru, care au ajuns directori prin firme puternice în mediul privat și pot să vă spun tot așa ca o noutate că cei de la CEZ, am discutat cu dânsii săptămâna trecută și vor la Liceul Energetic din Târgu Jiu să facă o clasă de electricieni. Astăzi am mai discutat cu domnul Florin Popescu, directorul de la Carrefour și la fel domnia sa ne-a solicitat sprijinul să școlarizăm o clasă pentru acest supermarket, brutar, patiser, măcelar
și așa mai departe ce au dânsii. Deci e nevoie de aceste profesii. Nevoie pe piața muncii. Deci am găsit deschidere anul trecut, să știți că erau mult mai reticenți, dar văd că cu cât înaintăm în timp, devin meseriași și nu se mai găsesc în județ și atunci n-au de unde să ia, deci trebuie să îi formeze. Și atunci apelează la noi, partea teoretică o vor face în școli cu inginerii și cu maicii noștri, urmând ca partea practică, partea aplicativă să o facă în unitățile respective. Eu sper să găsesc deschidere, deja am purtat o discuție astăzi cu domnul director Boza de la Complexul Energetic Oltenia, să găsesc înțelegere și să reușim împreună să relansăm mineritul și energia din punct de vedere al formării profesionale în județul Gorj. Eu mi-aș dori să reînființăm clasele care au fost în urmă cu 15 ani la Liceul Minier din Rovinare și la Liceul Minier din Motru, unde complexul a școlarizat actuali specialiști, practic, da. Cu contracte, i-a plătit în timpul școlii și a angajat la terminarea școlii. O să vă citesc doar câteva dintre mesajele primite. Unul dintre ele spune așa: domnule inspector general, ce avantaje au copiii și părinții care merg la învățământul profesional și ce ne puteți spune despre decontarea navetei, care se face la fel de prost ca în anii trecuți? Nu cred că se face naveta. Încep cu ultima la fel de prost. Așa. Eu știu că la începutul lunii primim din unitățile de învățământ necesarul de bani, undeva către 10 ale lunii transmite ministerului, după care ministerul ne virează sumele de bani și undeva până în 15-20 ale lunii, deci nu se plătește naveta. S-ar putea să fie acum pe perioada asta, cât n-au fost buget. Știți că a fost problemă cu bugetul, s-ar putea să fie ceva rămâne în urmă, dar mă interesez și văd dacă telespectatorul dumneavoastră îmi spune și la ce liceu se întâmplă. Dacă emisie să se potrivită mesaj să-mi spuneți și mâine verific ce iar se pentru învățământul, acolo. Da, pentru învățământul profesional, deci au... Iar pentru învățământul profesional am spus foarte clar, deja statul, deci ministerul alocă fiecărui elev la învățământ profesional 2 milioane de lei pe lună. Iar din ce am discutat eu cu agenții economici respectiv, care vin și ne sprijină, plătesc bursa, acum discutăm dacă plătesc casă și masă copilului, deci un loc în cămin și cantină pentru elevii care fac contract cu dânsii, mă rog, sunt tot felul de forme, urmând ca la final pe cei mai buni, pentru că până la urmă trebuie cumva și stimulația, adică nu poți să stai degeaba 3 ani de zile la învățământ profesional și pe aceea să te angajeze întreprinderea respectivă. Sunt mai multe mesaje, unul dintre ele vă întreabă dacă se ține concurs de directori în vară. Da, eu, domnul ministru, a spus clar că se ține. Pot să vă spun că se ține concursul pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct. Practic se mai pot depune dosare până pe 20 martie. 20 martie este ultima zi în care primim dosare la inspectoratul școlar pentru funcția de inspector școlar general adjunct. Concursul este între 3 și 11 aprilie, deci dacă organizăm concursul pentru inspectorul general adjunct, cu siguranță vom organiza concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar și vom finaliza undeva în iunie, cu iunie-iulie, cel târziu. Domnul ministru ne-a spus că pe 1 septembrie toate unitățile de învățământ vor avea directori numiți prin concurs. Ar mai fi și alte lucruri, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Da, eu vă mulțumesc pentru invitație, aș vrea să vă spun că undeva după Paște am gândit o acțiune foarte frumoasă cu cei de la Carrefour, vrem să reluăm campionatul de fotbal al liceelor din Târgu Jiu. O să port discuții zilele următoare cu conducerile liceilor. Deci în premieră, asta s-a dat pentru final. Deci vrem să organizăm. Am înțeles că fac în celelalte mari orașe din România, au deja tradiție în organizarea campionatelor liceelor pe teren redus. Sper să fie o reușită și la Gorj.
Când voi avea mai multe date, vom discuta, cu siguranță vă invităm, lângă noi, și vă așteptăm și la, vă așteptăm și la această vreau emisiune. Să ducem copiii să facă sport. Vă mulțumim mult pentru prezența din această seară. Vă mai așteptăm. Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul profesor Ion Ișfan, inspectorul școlar general al județului Gorj. Mulțumim pentru atenție. La revedere!